Salutare încă o dată, după cum știți și am spus că ne aflăm la primărie Cotiujeni. Istoria ați văzut de dimineață cum acolo doamna de la asistență socială tăcea și mai în scurt e altă dată, cum spune, când eram cu Jurnal TV, am venit și o leac s-o șuit, că a vorbit cei ce nu trebuie, dar de data asta s-a luat o leacă de apă, cum s-ar spune. Noi întrebarea am hotărât, totuși până mâine tot documentele se fac. Dar am întrebare, de ce așa? Trebuie totdeauna ori Borodat, ori Mărie Olar, ori alți activiști civici să ducă, să hotărască întrebările. De ce totuși așa? Nu înțeleg. Mai insistați, oameni buni, nu ies de aici până nu-i dați documentul cealaltă. Sau și iată, așteptăm acum, doamna secretară, tipărește caracteristică. Zic, n-are importanță, bună, ră, dați-o, așa cum este. Deci mâine e la judecată să duce doamna, iată, mai sporește că... A, am vrut să vă spun cât de operativ au fost. Numai ce am ieșit noi de aici, de la primărie, și ne-am dus la spital aici, că chiar la poartă, peste 10 minute, gata, era asistența socială acolo. Eu i-am învățat pe dâns și le-am spus, zic, vedeți și poate Borodache. N-am putere, n-am asta, dar lumea se teme de cameră. Așa că nu vă temeți și voi, toate întrebările se hotărăsc, așa cum bodegardul Ion spune. Ieșiți din casă, nu ședeți, hotărâți întrebările, bateți și vă se deschide. Cu asta ce am fost bucuros să ajut astă familie, cred că după judecat deja vor primi copii la fiica de 14 ani acasă și cred că asta. Bine, nu vă dați o zi bună, gata, doamnele erau cu totul altfel, mai vesele, am spus că nu mă duc la Briceni, la Daria Sadoveanu, zic că pe doamna ce eu o pun în stres și eu nu prea tare să, chiar cu sănătatea bună. Așa că bateți și vă să deschide, cereți și vă să da. Zi frumoasă tuturor, am fost eu, Valentin Borodachi, televiziunea oamenilor simpli și liberi.